ce am senzația că te cunosc dintotdeauna. Pe și mie ești practic străin. Și ce cauți în locul ăsta? Ce cauți tu aici? Parcă te știu din altă viață. Eliza. De ce ai făcut asta? Sunt cine ești. A fost odată un bărbat pe nume Adrian, care avea doi prieteni. Pe Ștefan și Leo. Și o fată, Eliza, pe care o iubea mai mult decât orice. Tata, eu nu pot să fac asta. Îl iubesc pe Adrian. Alege. Între fericirea ta, viața roxănică. Dar nu e altă soluție. Tata. Ori Adrian, ori Roxana. De ce îmi faci asta? Eliza. M-ai mințit. A trebuit. Altfel n-ai fi făcut-o. Ei l-au trădat. I-au luat totul. Familia, visele. Piața. Cine e asta? Colegul nostru. Cum îl cheamă? Adrian Anuții. Adrian a murit iubindu-te pe tine, Eliza. Dar Adrian nu mai există. Și în locul lui am rămas doar eu. Iar numele meu este Vlad. Viața merge înainte. Ce a fost, a fost. Și devine numai fiul matale. Zi, Adriane. Cine? E groapa asta. În mormântul în care s-a găsit cadavrul tatălui dumneavoastră, s-a găsit o amprentă parțială. Se pare că acea amprentă aparține lui Adrian Anuții. Cum paștele măsii a reușit dobitocul ăla de titi să ne bage în rahatul ăsta și din mormânt, hm? Iadii. În cursul zilei de azi se va efectua desfumarea lui Adrian Anuței pentru prelevare de probe ADN și stabilirea identității decedatului. Adrian a murit tot din cauza mea, pentru că pe tot ce pun eu mâna, distrug. Așa că spune ce vrei de la mine. Nimic, Eliza. Vreau nimic. Dar vreau tot. Hai, băieți, sus cu el. E foarte important să te grăbești. Am înțeles. Fac tot ce pot, da? Și când am rezultatul? Și până vin rezultatele. Nu știu, concluzia tale, așa, ochiometric, mă interesează tot. Zi, noapte, dacă e ceva, mă suni, îmi spui tot ce găsești, bine? Am înțeles, da. Stați puțin! Grijă! Suntem în fața casei familiei Anuței. După cum vedeți, părinții lui Adrian sunt în curte, sunt foarte agitați. Vă reamintim că știrea de ultimă oră este aceea că au fost găsite amprente. Noi provenim de piața Slimă de la cimitirul Belu. Surse judiciare ne-au declarat că la locul crimei s-a găsit în proiectul de amprente al căror proprietar e viu și nevătămat. Ionela Dumitru, în vârstă de 34 de ani, clientă veche a organelor în drept, căutată de poliție pentru anchetă, Ionela Dumitru, cunoscută în cercurile apropiate ca Nela, a fost de negăsit. În acest moment s-a început... Da! Leule, vezi că sunt aici. Unde? Unde-mă la Adi, unde să fiu? Vi te rog mult, în jumătate de oră, vină și un coace și vă planton. Nu poți, Ștefane. Cum nu poți? M-am gândit și nu pot. De ce nu poți? Ce altă treabă ai? Păi tu ai spus că Adi e viu, da? Și nu cred că e, da? În caz că... N-aș vrea să fiu singur aici, că
Alo? Așa de frică, domnule Vlad Pop. O moarte cinstită e mai comodă decât o viață mincinoasă. Nu, nu, tu nu existi. Nu existi. Ah! Deci tot ce spui tu sunt gândurile mele. Ești doar o proiecție a minții mele. Nu existi. Deci? Înseamnă că știi deja cine e mormântul ăla. Nu e nimeni, e gol. Eronat? Nu e un mormânt gol, domnule Vlad Pop. Ia, ia intră și trage ușa după tine. Mai intră tu. Vlad? Ce faci aici? Ai fost aici când au scos sicriul? Da. Alo, vă salut. Mircea Ghițescu, de la Omul Ucideri, vă deranjează. Domnul Petre Anuței? Da, vă rog. Eu. Am dosarul fiului dumneavoastră aici în fața mea și sunt niște declarații care se contrazic. Adică e de rău? Nu, nu, dimpotrivă. Chiar am descoperit că amprentele fiului dumneavoastră nu au nicio legătură cu amprentele găsite pe cadavrul lui Titi. O, Doamne. Am vrea să veniți până la secție. Să semnați că ați fost informat. Am înțeles. Da, întrebați de Ghițescu la poartă. Vându-mă, băieții. Ghițescu, la umor. Am înțeles. Vin acum. Vin acum. Ghițescu. M-au chemat la poliție. Au descoperit că amprentele nu sunt ale lui Adi. Și m-au chemat să semnez. Cum să semnezi tu? Să semnezi tu că nu sunt amprentele lui Adi? Nu sunt eu aparținător. Și dacă nu e așa? Dacă... Dacă sunt amprentele lui Petre? Maria, tu ai luat-o razna. Înțelege că Adrian nu mai e. Iar Matei e copilul lui Adi. Și eu nu vreau că el să trăiască cu gândul că tatălui a fost un criminal. Ai înțeles? Mă duc să mă îmbrac. Înăuntru? Eliza, morții nu se plimbă. Bineînțeles că era înăuntru. Morții. Îl cheamă Adrian. Era un băiat... cum nu mai sunt azi. Bun. Frumos. Și... mă iubea. Niciodată.
Oricât de mult rău ți-am făcut eu ție. Leo spune că te-ai întors și că ai de gând să ne iei pe toți la rând. Prostie. Tu ai rămas singurul bun dintre noi. Nu ți-ai cerut niciodată iertare că ai omorât-o pe Roxana. Când? Ai fugit de mine tot timpul. Pe bună dreptate, da? Cereți acum. Iartă-mă. Nici eu n-am apucat să-mi cer iertare de la Adi. Eu l-am băgat în închisoare. Trebuie să aleg între el și Roxana. Era mică și bolnavă și l-am vândut. Ca să pot să-i plătesc tratamentul. Și uite că mi-am primit pedepsa. Roxy nu mai e. Nici Adi. Toate se plătesc. Și am tot încercat să mă duc la el, la închisoare, să-i spun de ce am făcut-o. Să-i spun că îl iubesc. Și că Roxana trăiește datorită lui. Dar n-am mai apucat. Gândul că a murit, fără să știe cât de mult îl iubeam. Chiar și atunci la tribunal, când s-a mințit. Gândul ăsta e cel mai greu de dus. Mai greu decât moartea sora mea. Auzi, dar dacă el nu a fost niciodată aici, în mormântul ăsta, dacă nu Adriana a murit în închisoare, dacă amprentele astea sunt chiar ale lui. Adrian s-a comit o crimă? Pentru că atunci n-ar mai fi Adrian. Tu nu-l cunoști. N-ai de unde să știi. Eu și cu tine suntem răi. Că așa suntem construiți. Schimb Adi. Era bun. Ce mamă de bață așa?
Dai că tu se duce la poliție. Ce face? Vezi tu să nu-și facă speranțe. Du-te! Cum adică se duce la poliție? Ce faci, tată? M-a sunat de la poliție. Au dovezi că Adrian e nevinovat. Mă duc. Păi, stai puțin. Mama, mă duc cu el. Tată, stai puțin. Tată, stai așa. Ce cauți aici? Ai venit să facem pușcărie împreună? Inginere. Niciun inginere. Nu mai vii aici, nu mai vorbești cu mine. Imbecilule, dacă ai de gând să te sinucizi, du-te în pădure și trageți un glonț în cap, nu mă târâși pe mine. A aflat cine sunt, a trebuit să le limit. Nu, zău, a trebuit. Și a trebuit să lași și cadavru acolo, ca să-mi vină gabării pe cap. Te-a căutat? Or să mă caute. Pentru că toată lumea știe că ai fost protejatul meu în închisoare. Toată lumea știe că a luat foc pușcăria când eram acolo. Și când ori vedea că în coșciugul ăla nu ești tu... Ai făcut-o intenționat. Te-am crescut. Și știu că ești prea deștept ca să faci o greșeală ca asta. Să scoți din Rahova un cadavru cu o altă identitate, cine putea să o facă? Un singur om, inginerul! Ce ticălos ești! Ai împușcat doi iepuri deodată! Și pe Titi și pe mine! Ești paranoic? Normal că o să vină după tine. Ești o sursă bună de informații. Dar nu au nicio dovadă asupra ta. Răzvan, tu ești? Dacă mă duc la fund, mă duc de unul singur. Nu am cum să te trădez. Ești ca un tată pentru mine. Da, știu, am greșit cu Titi. Trebuia să fac curat. Dar nu mai am timp să stau și să-mi pun cenușă în cap, înțelegi? Legistul care a făcut autopsia era un om de-al tău. Da. Cum îl cheamă?
Este culpă comună, este la fel de vinovat cum ești tu și cum sunt eu. Nu am timp pentru asta. Cu siguranță o să ne ajute. Cum îl cheamă? Nu. E prea riscant. Or să-l caute. Când or vedea că în coșciuc nu-i cadavrul tău, or să-l caute. Da, dar nu are de ales. Deci trebuie să ne ajute. Spune-mi cum îl cheamă. Scrie. Te rog. Vlad, să nu mai treci pe aici. Mulțumesc. Da. Da, eu. Nu trimiteți niciun echipaj. Mă deplasez cu mașina personală. Cineva a dat adresa asta în scop de jaf, v-a făcut o farsă. Am 5.000 de lei datorie la curent. Adriana Nuței. Îți spune ceva numele ăsta? Nu. Cu ce l-am supărat? Eu sunt Adriana Nuței. A murit la Rahova. Acum 7 ani. În incendiu. A, tu ești băiatul ăla pe care l-a scos inginerul pe blat? Exact. Mi-ai făcut autopsia. Era mort. Ars, mai exact. Ce vrei de bani? Cadavrul a fost deshumat. Urmează să-i se facă niște teste ADN pentru identificare. Am nevoie ca la rezultatele alea să iasă ADN-ul meu. Și oricum, dacă se află că ai ajutat un deținut să evadeze, o să-i minim 10 ani. Probabil că așa o să se întâmple. Ceea ce nu mă interesează foarte tare. Vezi tu vreo diferență între apartamentul ăsta de lux și celula în care ai stat tu? Sunt alcoolic și depresiv. Nu mai profesez. Nevastă mea a luat copiii și s-a cărat în stat. Eu am încercat să mă sinucid de vreo 2 ori. Așa că nu mă interesează dramele tale. Știi să joci șah?
Mi-ar plăcea din când în când să mai bat și pe altcineva, în afară de mine. Sunt 500.000 de euro aici. Jumătate de milion. Crezi că e suficient să-ți treacă depresia? De înveselit mă înveseli puțin, asta e sigur. E rândul tău. Înțelegi limba română, domnule. Îți mai spun o dată, eu trebuie să ajung la domnul Ghițescu de la umoruri. Domnule, și eu vă repet că nu e niciun domn Ghițescu aici pe secție. Luați-l de aici pe tatăl dumneavoastră că ne face probleme. Hai, te rog. Lasă-mă, domnule, dumneata nu ești decât un tablaciu care n-ai pic de respect. Să vezi ce-ți face domnul Ghițescu când auzi. Tată, nu încoace puțin. Ce vrem? Poate ai înțeles greșit la telefon. N-auzi că nu e niciun Ghițescu? Domnul Ghițescu, că n-ați păscut oile împreună. Domnule, știi ce faci dumneata acum? Când nu mă lași pe mine să ajung la domnul Ghițescu? Ce? Obstrucționezi, domnule, o anchetă în curs de desfășurare. Asta faci. Domnul... Îmi pare foarte rău, ne scuzați. Vino puțin. La cine-i fata lui tata? Ține. Trebuie să afle cine e expertul legist. Știm deja. Viorel Ristei îl cheamă. Îl cunoști? Da. E bun. Știe meseria bine de tot. Și e rapid. Muncește ca un fanatic și nu poate fi cumpărat. Oricine poate fi cumpărat. El nu. Nu te sfătuiesc să faci asta. Ok, și cum facem atunci? Trebuie să schimbăm recolta de ADN de la cadavru cu recolta de la tine. Cum facem asta? Păi la arșii de grad mare, cea mai bună sursă de ADN sunt dinții. Sunt sigur că de acolo or să ia. Am nevoie de 3 dinți de la tine. 3 dinți? Nu, 4. 4, mai bine să rămână decât să n-ajungă. Poate vrei să-ți dau și o mână. În cazul ăsta n-am cum să te ajut. Ai un clește? Ești sigur că poliția n-are cum să ajungă la tine sub nicio formă? Nu pot să garantez pentru asta. În cazul ăsta nu cred că vrei să apar știrbă în fața lor, nu? N-ar fi indicat. Bun. Dacă știi pe cineva în care ai cea mai mare încredere, zi să vin aici. Ristei va face analiza în regim de urgență. Așa că mai avem vreo 12 ore. Hai, hai, mișcarea! Miki. Îți dau și location. O să vin coace. Ești pregătit? Pleci undeva? Da, fetiță. E mai bine așa. Mă dau la fum vreo 6 luni, un an și după aia ne mai auzim noi dacă e. Dar unde pleci? Ce s-a mai întâmplat? Ceva? Leo, unde e? Nu știu unde e și mai bine că nu e, că mai stăteam să mă ferești și de el acum. Eu eram cu Vlad când s-a întâmplat la cimitir. Cu Titi. Am ascuns cadavrul împreună. După aia el m-a aranjat, mi-a dat banii de bar. Și a zis că nu o să se afle. Doar că acum au găsit niște amprentele mele și e clar cum să vină și după mine.
Am stat să te văd cât de când m-ai revenită, dar nu mai pot. Că risc și eu și te bag și pe tine la necaz. Și unde pleci? Cu Vlad ce-ai stabilit? N-are el timp acum de mine și clar îi convine și lui să dispar. Mă duc la Tichilești, la leprozerie. Am o vară leproasă acolo și mă duc să stau cu ea. Acolo nu vine nimeni că se cagă pe ei de frica leprii. Stau pe corul meu cu vară mea și când se termină treaba, mă întorc. Ia ăștia. Nu. Când mă duc la bar că am niște bani acolo. Nu cred că e o idee bună. Acolo sigur e plin de poliție acum. Dacă e, mă uit din drum și nu intru. Nela. Vă rog, lăsați-mă în pace, Nela. Vă mulțumim foarte mult. Noroc că mama e oarbă și nu vede în ce hal arăți. Lasă, vezi tu cum o să arate băieția după ce ia Ghițescu în primire. Tată, da. Ce vrei? Nu vrei și tu să te odihnești puțin? Da, lasă mama cu odihna ta. Mama! 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 Ce faci să mă poștai aici? E că mă duc până la... Vorbim mai încolo. Până unde? Peste treabă, n-ai tu treabă, lasă-mă! Zi-mă, Michi, unde se duce Nela îmbrăcat așa ca o pocăită? Se duce până la piață, mă, că nu mai avem nimic prin frigider. Ce? Vrei să lege toate cațele astea din bloc de ea? Se uite ca la felul 14? Și vezi că nu e idee bună să intri și să ieși de la mine din apartament când vrea mușchiul tău, da? Că e plin de pensionari care cheamă poliția pentru orice și chiar nu cred că e momentul. Da, așa, ai dreptate. O să am grijă și când intru și când ies. Nu vrem probleme. Tu cu Vlad ai mai vorbit? Despre ce? Habar n-am. Despre ce vorbiți voi când vorbiți? Ultima oară am îngropat un om tot spatul. Nu? Dar de ce o întreb tu pe Nela de Vlad? Eu lucrez pentru el. De ce nu mă întreb pe mine? Eu credeam că și Nela lucrează pentru el. Ia zi, Nela. Lucrez pentru el. Bă, băiatule, tu te-ai pus cu ancheta pe noi, zici că ești Gabor. Dă-te din drumul meu că vreau să trec. Ce ai? Stau și așa și mă uit la tine și mă întreb ce dracu ți-a făcut ție Vlad de... Din cauza lui a murit Tibi. Suntem de acord că dacă nu era Vlad, Tibi era acum în viață, nu? Dacă nu era Vlad, eu și Tibor nu ne-am fi cunoscut niciodată. Tibor n-a murit din cauza lui Vlad. Stai jobul. Riscurile fac parte din meserie. Acum, mi-ar face o plăcere nebună să mai pălăvrăgesc cu tine, dar am treabă. Dacă nu te întorci în 2 ore, îmi lași mie apartamentul? Deschide gura. Pentru prelevarea de ADN e suficient un singur dinte bun. Cadavrul care a fost îngropat în locul tău era ars pe toată suprafața corpului, dar dinții avea întregi. Capul pe spate. Stai. Gata? Orice odontolog, medic legist sau cum vrei tu să-i zici, o să aleagă dintre incisivii superiori, că-s cel mai ușor de scos. Ah!
te-a ales, Viorel, așa că ți-am scos patru dinți. Incisivii central, drept și stâng, și incisivii lateral, drept și stâng. Din lipsă de timp vom înlocui dinții cu o variantă provizorie, pentru traversarea momentului de criză. Dacă există mulajul, nimic pe lumea asta nu e de nefăcut. Infecție, să știi. Uite, bea din vodka asta. Îți ia și din durere și e și dezinfectant. Te abată. Îți place suferința, e? Nu mă bag. Fiecare cu perversiunile lui. De ce dracu n-ai plecat tu din țară atunci când te-am scos din închisoare? Plecai, nu-ți mai dădea nimeni de urmă. Mare prost ești. Hai, mulți ani. Da. Da. Perfect. Proteza ta e gata. Prietena ta e în drum spre noi. Dacă vrei să o porți azi, o să-ți sară ochii din cap de dureri. Tu ești fostul Gabor? Da, eu. Vino cu ață. Fii atent. Îți explic harta laboratorului. Vlad o știe, dar nu poate să vorbească. Deci aici avem o scară, da? Actele și telefonul mobil să mi le predați. Să le predau? Da. Sunt arestat? No, doar procedura de anchetare. Le primiți la sfârșit. Zici tu? Sigur. Exitez. Domn procuror, vă aștept. Mulțumesc pentru promptitudine, domnule Cristoloveanu. Sau poate ar trebui să mă adresez cu inginere. Dacă vă intră în fișa postului, să vă trageți de șireturi cu toată lumea, de ce nu merge? Tușe. Ce ziceți, domnule Cristoloveanu, de toată nebunia asta cu Anuței întors din groapă? Zic că cineva vrea să facă mișto de dumneavoastră. Sau că ați dat de un criminal cu simțul umorului. Povești de astea cu Maria Tănase și Elvis Presley trăind în concubinaj după moarte. Eu nu prea... Nu sunt genul meu. Da, nici al meu. Oricât de mult mi-aș dori să-l văd pe Elvis live într-un concert. Așa că mă văd nevoit să iau în calcul varianta în care Adriana Anuței nu a murit. Cam asta a fost tot. Am să vă rog să vă retrageți. Am deprins un avion și voi câteva ore să vă salvați pielea.
sau dinții. Îți recomand să nu ții discursuri azi. O să sune ciudat. Hai, mișcare! Ce faci, o fata? Hai cu tata. Hai cu tata. Uite ce am câștigat azi. Povestiți-mi, vă rog, mai în detaliu, cum a fost cu incendiu. Când l-ați văzut ultima oară pe Adrian Anuței? La micul dejun am stat unul în gaut. Mm-hmm. Așa, și după aceea? Mort în celulă. Asfixiat, probabil. Era un fum greu. Negru. Asta e. Înțeleg că aveați o legătură destul de specială cu Anuței. În închisoare toate legăturile sunt speciale, altfel decât afară. Da, așa e. Gardienii spuneau, Anuțe era ca și copilul lui inginerul. Am încheiat citatul. Așa, și a fost o întrebare? Nu. Mai mult o mirare. De ce vă mirați? Arde închisoarea, domnule Cristoloveanu. Și dumneavoastră vă amintiți de copilul dumneavoastră de suflet abia după ce acesta este incinerat total. Cam ciudat, nu? Pentru cineva care n-a fost în închisoare poate părea ciudat, pentru un deținut, nu. Era un fum greu să-l tai cu cuțitul, celulele ardeau, deținuții alergau, mulți dintre ei, profitând de haos, își plăteau polițele. Am alergat, m-am împiedicat de câțiva colegi mai grăbiți. Când am ajuns acolo, Adrian Anuței respira greu, dar se chinuia să-l salveze pe unul dintre gardieni, un om de suflet, o inimă de aur. Burlacu, parcă. Da, Burlacu. L-a scos de sub grindă, dar el s-a prăbușit. Înnecat de fum, a leșinat, n-a mai apucat să iasă. Fum greu, grinzi prăbușite, oameni prinși. Asta e, am ajuns prea târziu. Numele Johnny Paraschiv. Vă spune ceva? Nu. Johnny Paraschiv din Târgoviște. 6 ani pentru furt de fier vechi. Mai avea 2 luni până la eliberare în momentul incendiului. Arsură de gradul 3 pe toată fața, practic desfigurată. Ultimele luni le-a petrecut la spitalul de Arș și a fost eliberat direct de acolo. Așa, și? Nu știați povestea asta, nu-i așa? Nu, nu știam. În închisoare, informația circulă mai greu. Nu știu nimic despre, cum i-a spus? Johnny Paraschiv. Ah, Johnny Paraschiv, nu știu. Păcat. Dar mă rog, e normal. Nu puteți să știți toți deținuții din închisoare. Corect. Viața mea nu valorează nimic. Sunt nimeni. De ce să mă răpești? Nimeni nu o să plătească niciun fel de răscumpărare pentru mine. Cred că îți dai seama, nu? Deci nu pentru bani o ai răpit. Păi atunci de ce? Eu...
Eu n-am făcut rău nimănui. Sunt nevăzătoare, abia ies pe poarta casei. De ce să vrei să-mi faci mie rău? Te cunosc, așa e? De-aia nu vreau să vorbești, ca să nu-mi dau seama cine ești. Ce credeți că a făcut Johnny Paraschiv după ce a ieșit din închisoare? V-am spus că nu l-am cunoscut. Nu știu ce a făcut. Și oricum eu am stat după incendiu. 4 ani. Așa, da. Da, 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 știu. Aveți un alibi destul de solid. Alibi? Păi de ce aș avea nevoie de așa ceva? Mă acuzați de ceva? Nu, Doamne ferește. Vorbește-o cu dumneavoastră. Ați fost în focul evenimentelor ca să fac un joc de cuvinte. Știți care e partea ciudată, dar ciudată de tot? Că nimeni nu știe ce a făcut Johnny Paraschiv după ce a ieșit din închisoare. Știți care e partea ciudată a întâlnirii noastre? Că eu habar n-am ce vreți de la mine. Inginere, eu am pe masă toate cărțile. Trebuie doar să le pun în ordine. Anuței e viu. Incendiul ăla nu numai că nu l-a omorât. Incendiul ăla a fost norocul vieții lui. Doar că nu putea ieși din închisoare fără ajutorul tău. Dă-mi-l pe Anuței și-ți promit că nu se va atinge nimeni de tine. Nici măcar numele. Nu ți se va pomeni în povestea asta. Îl dai sau nu? Aveți o meserie grea. Obositoare. Dar și multă fantezie. De ce nu vă apucați dumneavoastră să scrieți romane polițiste? Pe o terasă, sub o umbrelă? Mai aveți ceva să mă întrebați, să-mi spuneți, să-mi ziceți, sau pot să plec? Greșești, inginere. Ai să-ți petreci ultimii ani din viață în închisoare. Asta vrei? Mai aveți ceva să-mi spune, să mă întrebați, să-mi zici sau pot să plec? Am crezut că ești mai deștept, inginere. Dar nu ești. Sentimental și prost. Poftim. Ești liber. Să-ți dai cu parfum atunci când răpești o nevăzătoare. Măcar nu cu ăla cu care îți dai de obicei. Și acum ce o să faci? Ce o să faci? O să mă omori? O să-l lași pe Răzvan și fără mamă? Căpetre nu mai contează, Căpetre e bătrân. Dar Răzvan? Nu crezi că a suferit destul? Să știi că morții nu se întorc niciodată de la groapă. Și nu o să se întoarcă nici acum. Clar? Nu știu cum nu scrapă obrazul de rușine. Te uiți la mine cum să-și nu scrapă obrazul de rușine.
Desfă. Chiar îți curios ce ai luat de la piață. Hai, Ionela Dumitru. Zi-mi ce ai luat. Ai luat telea mea? Hai, zi-mi că vreau să gust și eu. Ia să vedem. Ionela, câtă telea mea domnului din banii ăștia. Cât sunt aici, a? Zi mai cât sunt. 30.000. De unde ai? Nu mă face să pun aceeași rahat de întrebare de două ori. I-am strâns cât am muncit. I-ai strâns? Hai, pregătește trupele. Te ții după el și îmi dai semn. Ai intrat fără să zică, șef. Marcele. Ce fac cu el? Dânsul întotdeauna e binevenit. Așteaptă afară, mulțumesc. Whisky? Ceai, cafea? Vodka? Vin? Elena? O vreau pe nevastă-mea înapoi. Acum. Nu peste o oră, nu peste o zi, nu când vrei tu. Acum. Acum. Uneori o pauză în relație e un adevărat medicament. Te rog să mă crezi. Am anulat contractul cu Cristoloveanu. Te țin în țară ilegal și nu te întreabă nimeni de sănătate. Ce dracu mai vrei ca să o trimiți pe idiota aia înapoi, a? Urât vorbești, Marcele. O femeie, în principiu, n-ar trebui atinsă nici măcar cu floare, dar nu-i te cuvânt. Ce-i, Marcele? La cât mă pricepe la bagabante și mă pricep un pic că n-am avut noroc în dragoste. A trebuit să mai apelez la... Tu mai mult de 50 scurte și 100 pe noapte n-ai făcut în viața ta. Vorbim de lei. Deci la un calcul sumar, ca să strângi suma asta din muncă cinstită, eu vorb așa, asta cu muncă cinstită, ți-ar fi trebuit 7.500 de nopți și 15.000 de scurturi. Mai lasă câte unul și mai mult. Nelo, încep să-mi pierd răbdarea. Am un pistol în mână și spun niște întrebări așa, de elementar bun simț. Cum ar fi, de unde are o jegărită ca tine 30.000 de euro, dar dacă tu vrei să-ți bați joc de mine, să știi că s-ar putea să mă supăr. Nu. Nu m-aș risca. Nu-mi place nici să bat femei, nici să le împușcă. Dar după cât am pierdut eu în viața asta, crede-mă că să mor dacă mai pasă de asemenea finețe. Ești încă una care mă minte și atât. Deci? Care e legătura ta cu Adrian? Care, Adrian? De ce mă faci să... Cine l-a omorât pe Titi? Să nu mă întreb care e Titi, că... Știu cine e Titi. Tăticu-i ziceam. Ia uite ce frumos, Tăticu. Cine l-a omorât pe Tăticu? Nu te mai gândi pe unde să fugi, că-s mai tare ca tine pe sprint. Mai bine concentrează-te pe ce te întreb. Care e legătura ta cu Adrian? Cu Vlad. Care e legătura ta cu Vlad? L-am agățat într-o noapte și... L-am rezolvat. Du-te, tu, serios? Te-a agățat așa pe centură și ai căzut cu tron. O fi văzut el ceva special la tine, nu?
Ție și Juliei Roberts li se mai întâmplă dintre astea. Nelo, nu-mi insulta inteligența. Fata aia pe care mi-am iubit-o și-am băgat-o în mormânt. Era cârpă după asta. Și sorsa la fel. Ăsta are ce femeie vrea el și nici măcar nu trebuie să le cumpere vreo înghețată sau ceva. El îl imploră, se luagă de el. Așa că nici măcar beat, mort, drogat, terminat, rupt, n-ar fi apelat la tine. Te mai întreb o dată. Care-i legătura ta cu Vlad? Poate că știu meserie mai bine decât toate boarfele despre care vorbești tu. Noi am lucrat bine împreună până acum. Vrei să-mi spui și mie ce naiba se întâmplă? M-ai vândut lui Cristoloveanu, mă. Asta se întâmplă. Am anulat contractul! Ce dracu mai vrei? Trimite-o, mă, pe distrusă aia acasă odată, că stă presa grămadă pe mine și nu pot să fac nicio mișcare. Păi, dacă am făcut o grămadă de cascaduri ca să ajung aici. Pe bune. Vrei să-ți aduc pe cap? Nu mai am încredere în tine, Marcele. De asta îmi țin așa la adăpost. Nu mai am încredere. Ce, mă? Căzătura aia? Aia e azi? Păi dai filmarea cu ea. Păi coerentă, dar atâta nu poate să fie. Păi, Iordache. Am tovarăși în poliție, tu știi? E doar o chestiune de timp până când devin suspect în dispariția ei. Hai, gata, te rog eu. Ne-am jucat, am râs, ne-am distrat, gata. Eu cred că ți-e clar că dacă ăștia mă acuză de crimă, eu îi trimit la tine. Doar nu să mă duc singur la pușcărie. Bine, mă. Aprinde lumânările și desfă șampanie. O să fie o seară romantică. Să o trimit. Păi ce faci? Nu mulțumești? Hai. Mulțumește-mi și să ciocnim pentru loialitate și recunoștință. Două valori fundamentale. De ce nu divorțezi? Nu pot fără ea. Știi că nu pleci de aici până nu-mi spui tot, nu? Și ar trebui să mai știi că aici, înăuntru, nu mai e nimic. Nu care cumva să speri la milă sau ceva. Te bat, Nelo, de nu să te recunoască nici măta care te-a făcut. Cine l-a omorât pe Titi? Că erai de față, nu? Ce legătură ai tu cu Adrian? Ce legătură ai tu cu Vlad? Care e faza cu fata inginerului? Ce legătură e între tine, Vlad și Adrian? Ce legătură e între Adrian și Vlad? Răspunde în paștele mătii de parașută dacă nu te bat de... Bate-mă. Bate-mă, Leo, ce să faci și tu? Eu sunt mică și pricăjită, tu ești mare și tare. Nu e nimic ca nou pe pământul ăsta.
Tu mă halești pe mine, pe tine o să te halească altul și mai mare și tot așa. Numai eu n-am pe cine hali. Sub mine nu mai e nimic acum. Numai o groapă care mă așteaptă să cad în ea. Că-mi dai tu brânci, că-mi dai altul, nu mai contează. Fă-ți dam blaua. Dar nu-ți mai răci gura de pomană cu întrebări. Măcar atâta lucru am și eu pe lumea asta. Sunt fată bună. Și fetele bune știu când e de vorbit și când e de tăcut. Repetă. Deci, mergem scara de incendiu, etaj 2, pe acoperiș. Găsesc fereastră, intru pe casa scrilor mele la etajul 5 și... 4. La etajul 4. Intru pe culoar și găsesc camera cu tehnică de laborator. Perfect. Uite-l pe iese. Te sun când ies. Aștept și eu pe cineva ce intre, se poate? Nu se poate. Vă rog frumos, doar ce intre stau și plec. O să stau pe cineva? Doar ce intre și plec. Sheet.
Da, Răzvan. Vin imediat. Ce s-a întâmplat? A răpit-o pe doamna Maria. Vezi că am convenit cu Drăgovi să-i o dăm înapoi pe Mândră. M-auzi? Ok, eu mă țin de peștele cel mare. Va trebui să te ocupi tu de tot până la capăt. Carla? Ce se întâmplă, Carla? Păi, vorbește cu mine. Așa, va trebui să o adormi și o lași în fața secției de unde am luat-o. Și pe urmă mă sun să-mi spui că totul e în regulă. Ok? Bine. Hai, spune la treabă. S-a întâmplat. Și că după amiaza asta au primit un telefon de la un fals polițist. S-au dus la secție și când s-au întors, dispăruse. Vrei să dau un telefon la băieți să aflăm ce s-a întâmplat? Nu. Vreau să mă lași la mașina mea. Știi ce înseamnă asta, nu? Da, știu. Vor să te arăți. Da. Lasă-mă să merg eu până acolo. Să-mi pun puțin nasul, să aflu ce s-a întâmplat. Să vedem cum rezolvăm. Nu, vreau să mă lași la mașină, te duci acasă și dacă e nevoie, te sun. Vrem ceva? Nu. Tu știi ceva? Ai aflat ceva? Am fost și poliția pe aici astăzi. Au răscolit tot, dar... eu n-am încredere în ei. Ne-au zis că dacă ne aducem aminte de ceva ce n-am spus, să-i sunăm. Ce dracu să-mi aduc aminte în afară faptului că ea era aici și acum nu mai e? Auzi, tu ai pățit ceva? Nu, e o poveste lungă. Tipul cu care a vorbit taică-tu, ai apucat să vorbești două, trei cuvinte cu el? Nu. Am vorbit doar tata. Băi, de când cu toată chestia asta cu amprentele lui Adrian, tata a nebunit. Sare la bătaie, face pe toți albe de porci. Unde e? În atelier. Își face o ghioagă. O ce? Un fel de bâtă de baseball, cred, nu știu. Azi la cimitir a sărit să-i omoare pe ea pe acolo când îl descumau pe Adrian și, bineînțeles, că i-au luat toporul. Bă, dar trebuie să fie ceva. Te-ai uitat peste tot prin casă. Nu-i nimic ce să țară în ochi? Ce să-mi sară în ochi, Vlad? Ce să-mi sară în ochi? Că nu suntem în filme aici. A dispărut și ea e. Și noi stăm ca proști aici, legați de mâini și de picioare. Nici nu vreau să mă gândesc cât de speriat e. Dacă mai e. Răzvan. Să nu mai zici și asta, ne-am înțeles? Sunt sigur că toată chestia asta are legătură cu Adrian. Știu, știu, știu că poate să pară absurd, dar fix acum, fix acum când îi descopere amprentele, dispare mama. Nu, ideea e că, sigur, are legătură chestia asta cu Adrian, dar nu-mi dau seama încă cum. Ce-i asta? Ce?
Ce asta? O cărămidă? A? Ăsta e marele tău loc secret? Păi... ai așa ceva în New York? Ești boier? Asta e ultima fiță. Să-ți faci apartament într-o hală de-asta. Eu, dacă aș avea bani, pe cuvântul meu, mâine aș cumpăra-o. Dacă mă de aici cu apartamentul tău de fițe, păi ce trebuie 30 de calorifere minim plătești la gaze de zvină rău? Dacă l-ai cumpărat, odată înseamnă că ești miliardar. Înțelegi? Dacă ești miliardar, te dori un cur de gaze. E. Yeah. Opa. Auzi? Ți-am zis doar ție de chestia asta. Locul ăsta e secret. Știi de ce? Pentru că tu ești mult prea cinstit vreodată ca să faci rost de bani să-l cumperi. De foc. E vreo casă în construcție prin zonă? Vreun șantier? Vreo fabrică de cărămidă? Da, e o fabrică de cărămidă. E sigur? Da, era. E destul de aproape de aici. Cred că la vreun kilometru. Cam 10 minute de mers pe jos. Ok, tu te duci la fabrica de cărămidă și verific prin zona dacă e ceva în construcție, bine? Bine. Haide, mama, te rog frumos, haide. Te rog, trezește-te, mama, eu sunt. Te rog, mama, eu sunt, hai să mergem. Hai să plecăm de aici. Mama, te rog, hai să mergem. Eu sunt. Ionela Dumitru. Ia zi, de unde știi tu pe Anuței? N-o cunosc, e din Breazda. Thank you.
Zi, cum e? Ai găsit-o? Am găsit-o, Vlade. Era la fabrica de cărămidă. E bine, da? Da, așa pare. Nu știe cine a răpit-o. E amețită, okay. Adormită cu ceva. Tu nu vii să o vezi? Nu vin acum. Am ceva de rezolvat. Vin mai încolo. Spune, cum a fost cu nenorocitul ăsta pe care l-ați omorât, a? Hai! Zic că vreau un avocat, puță mică. Cum vreți să facem asta, domnule Leonard Cazacu? Varianta lungă sau aia scurtă? Care ar fi aia scurtă? Îmi povestești tot ce știi despre Adriana Nuței. Dar nu poveștile alea care circulă pe toate posturile de știri. Mă interesează povestea aia retro de acum 12 ani. Și varianta lungă? Îmi povestești tot ce ai făcut de când ai fugit din spital și te-ai sustras anchetei pentru uciderea din culpă a Roxanei Stamate. Asta e păcălea. Există variantă scurtă. Bine. Atunci am să-ți fac eu un rezumat. Adriana Nuței, mecanic auto, se angajează la atelierul auto al lui Leonard Cazacu. O ia pe cărări greșite, jefuiește un casino, ucide un paznic, intră la închisoare pe viață. În mod inexplicabil, Leonard Cazacu își închide atelierul auto și se aruncă în tot felul de cheltuieli extravagante incompatibile cu câștigurile unui atelier auto destul de modest. Adrian Anuței moare în închisoare, într-un incendiu. Leonard Cazacu se angajează pe un post foarte bun la cazinoul lui Ștefan Dragomir, care, surpriză, este cunoscut ca fiind prietenul cel mai bun al lui Anuței și de asemenea de o sărăcie proverbială până în momentul arestării lui Adrian Anuței. După condamnarea lui Anuței, Ștefan Dragomir se pare că a prins peștișorul de aur, i-a îndeplinit o dorință și așa a apărut cazinoul. Altfel nu se explică cum un găinar ca el a ajuns patron de cazino. Un amănunt aparent neimportant, Ștefan Dragomir se căsătorește cu fosta iubită a lui Anuței, acum o antreprenoare de succes și ea. Aici nu pot să nu mă oprești și să nu filozofez în legătură cu injustiția vieții. Momentul în care Adriana Anuței s-a scufundat coincide cu momentul în care peștișorul de aur a trecut pe la toți apropiații săi. Șeful, prietenul cel mai bun, iubita. Un facem un arc peste timp și revenim în zilele noastre. Leonard Cazacu face pe făt frumos cărare pe motocicletă și o izbește cu capul de asfalt pe Roxana Stamate la o viteză de 180 de kilometri la oră. Iarăși un amănunt aparent neimportant, Roxana Stamate este sora Elizei Dragomir, soția lui Ștefan Dragomir și fosta iubită a lui Adrian Anuței. Leonard Cazacu fuge din spital fentând organele abilitate care sprijineau holurile salonului. Noi, ca slujbași în siguranța cetățeanului, reușim să-l găsim pe Leonard Cazacu și să-l aducem la secție. Cu cine era Leonard Cazacu în momentul arestării? Cu Ionela Dumitru, zisă și Nela, lucrătoare sexuală de felul ei și care, surpriză, aici vă rog să fiți foarte atent, se pare că a fost martora la crima în care Titi Stamate, tatăl Elizei și Roxanei Stamate și fostul viitor socru al lui Adrian Anuței și-a pierdut viața. V-am spus că nu există variantă scurtă.
Și acum, domnule Leonard Cazacu, dați-mi și mie explicație pentru tot șirul ăsta de coincidențe demn de cartea recordurilor. Am nicio explicație, dar... ceva mă face să cred că dumneavoastră aveți un... Sigur că am. Doar că n-o să muncesc în locul dumneavoastră. Știu că e greu cu cătușe. Dar ești leoclește. Vorba aia. Găsești o soluție pentru orice. Scrisul ăsta de mână să-ți mai spună ceva. Ai râs atât de mult de felul în care făceam eu încât mă gândesc că poate nu l-ai uitat. Mai ales că eu apărea destul de des în scrisorile pe care ți le trimiteam de pe vapor. Trebuie să ajungă neapărat la Eliza și trebuie să te asigur că o să o citească. Bineînțeles, nu trebuie să știe că tu ești poștașul. O să fii tentatul să o citești. Dar e ok, poți să o citești. Dacă e cineva care știe totul despre mine și despre Eliza, tu ești. Ești sigur că vrei să faci asta? Nu. Nu am de ales. Să fii bine. Gata, ajunge. De aici preiau eu. Îmi cer scuze pentru ieșirea colegului meu. Numele meu e Toteanu. Și sunt procuror în cazul în care ești anchetată. Ți s-a spus de ce ești aici? Zice că s-a găsit niște amprente de la mine la un cadavru. De aia. Așa este. S-au găsit. Și singurul om de aici care te poate salva, sunt eu. Îți spun asta din capul locului ca să știi cum stai. Să te concentrezi mai bine pe ce avem de vorbit mai departe. Da? Mi-e greu să cred că tu l-ai omorât pe Titi Stamate. Era un excloc bătrân. Nu știu cine e Stamate asta de care ziceți. Poate l-am văzut. Poate l-am și făcut odată. Nu știu. La fetele ca noi, bărbații, nu dau numele din buletin. De omorât. Știu sigur că n-am omorât pe nimeni niciodată. Ai plecat de 2 luni de la Hotel Ambrosie. Te-ai făcut patroană. De unde ai avut bani? Ce căutai în mormântul familiei Spiridon acolo unde s-a găsit cadavrul lui Titi Stamate și amprentele tale, Nelo? Eram în inspecție de păr. E tratamentele astea de canceroși, de chilește complet. Și dacă vinzi peruși din păr de om, se vinde la circa 1000 de euro peruca. Și eram în cimitir să văd cine s-a mai îngropat de curent, na. Decât să putrezească, mai bine să rămână pe capul la o canceroasă, nu?
amprentele tale s-au găsit într-un mormânt în care ultimul mort a fost îngropat în 1983. Ce păr găseai tu acolo, hă? Ia zi. Zile. Dacă nu apăreai nici azi, veneam acasă. N-am putut să ajung mai repede. Sandra m-a osec la tine. Vlad l-a omorât pe și a lăsat urme. Eu găsit amprentele. Te-a căutat poliția? Bineînțeles. Ce te uiți așa? Evident că nu le-am spus nimic. Dar Vlad e cu lațul de gât și dacă intră, nu intră singur. E timpul să dispărem toți trei. Mi se pare de tot rahatul să lăsăm pe Vlad. De ce nu putem să luăm cu noi? Suntem în situația asta din cauza sensibilităților lui taică-tu. Scapă cine poate. Vlad e om în toată firea. Cred că a venit momentul să găsească și soluții la toate gafele impardonabile pe care le-a făcut până acum. Dar voi când ați făcut gafe a fost bun să vă ajute, nu? N-aveți decât să plecați. Eu nu las pe Vlad singur. Poate asta e mai proastă pe zi ce-a trece. Fii atentă la mine, Nelu. Ai să intri în pușcărie pe minim 25 de ani. Toate poveștile astea pe care le băsmești acum, să le spui clienților tăi în pauza dintre partide, da? Nu mie. Știu că-l cunoști pe Anuței. Și mai știu că ți-a dat banii ca să deschizi barul. Dacă ești foarte deșteaptă, îmi spui totul cum s-a întâmplat și eu îți dau un scris că nu pățești nimic, pleci acasă și rămâi cu barul. Dar dacă ești proastă, Nelu, îi ții spatele lui Anuței, pe care noi oricum o să-l prindem. Și tu ai să intri în pușcărie pentru complicitate, pentru că n-ai colaborat cu anchetatorii. Iar dacă nu-l prindem, Nelu, e și mai rău. Pentru că ai să intri în pușcărie singură, ca proastă, pentru o crimă pe care tu n-ai făcut-o. Nelu, nimănui nu-i pasă de tine. Hai să putrezești ca proastă în închisoare. Și dacă n-ai tu grijă de tine, să știi că nimeni n-are. Înțelegi? Suntem cei de atunci. Am făcut amândoi atât de multe lucruri care par aiurelile unei ursitoare nebune și rele. Totuși, uite că e ceva care a rămas neschimbat. Felul în care scriu eu eul și faptul că încă te iubesc. Ne-am pierdut unul de altul. Ne-am pierdut fiecare pe sine, am făcut lucruri de nefăcut. Sunt 12 ani din noaptea când am crezut că sunt omul cel mai norocos de pe pământ. Omul care urma să-și petreacă toată viața cu tine. Au trecut 12 ani din dimineața când poliția a venit și mi-a amputat viitorul cu o pereche de cătușe pe mâinile care nu făcuseră vreodată cel mai mic rău cuiva. Căderea a fost insuportabilă pentru că tu mă ridicasești foarte sus. După
după care m-ai împins de acolo, direct pe fundul prăpastii. Mă uit la cuvintele astea care se înșiruiesc sub mâna mea și nu-mi vine să cred că în sfârșit le scriu. După ce atâția ani doar le-am gândit. Am să merg astăzi în locul în care mi-ai răspuns la cea mai importantă întrebare pe care o pusesem în cei 25 de ani ai mei. Locul în care mi-ai spus da, după care viața mea a devenit un nesfârșit șir de nu. De atunci și până azi, dintre toate nu-urile, tu ai rămas cel care nu s-a vindecat niciodată. Mereu al tău, chiar și atunci când ai pus lacăte grele între mine și tine. Am să fiu astăzi în locul în care am fost cel mai fericit. Și am să te aștept. Sper să am întrebări pentru câte răspunsuri dețineți dumneavoastră. Curaj, Romeo. Am primit o scrisorică interesantă de la Julieta. Hai, urcați!